acum jurnalul și vă spun că avem imagini în exclusivitate. Iubita medicului considerată escroc a venit pe ascuns la secția de poliție și a făcut un mega scandal. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva ore, vedem chiar acum. Iubita medicului cu 8 clase ajunge într-un supermarket. Vizibil grăbită, vorbește la telefon și, agitată, încearcă să plătească o sticlă mare de apă, o pâine și ceva de mâncare. După ce achită totul, femeia merge direct la secția de poliție unde se afla iubitul ei încă de noaptea trecută. Intră grăbită în secție și este hotărâtă să intre la el să-i ducă de mâncare. Însă, imediat, un om al legii o oprește și scena se transformă într-un adevărat scandal. În momentul în care este reținut, se poate să pună să știți. Nu cred! Nu cred! Este foarte clar ce spuneți dacă nu credeți. Deci, haideți, așteptați! Și este o problemă foarte gravă. Adică ce? Păi, ce nu cred în conține care vorbesc cu autoritate. Haideți să fac ce trece. Dar nu vreau să fac cerere. Păi da, băi, poți să nu-i cerere, nu să-i dau. Ok, dați-mi cerere să-i dau mâncare. Deși pare că a acceptat situația, femeia nu se lasă cu una cu două. Astfel încât un polițist încearcă să o liniștească. Dar nu știi legea de ce vorbești? Nu, v-a zis clar pe telefon că nu și poate să cere totul, nu să mă aprobe, asta e. Nu, mi-a zis că faceți cerere. Păi da, face cerere și nu vă aprob. Eu nu vă aprob, asta e v-a zis de cere, că nu credeați ce v-a zis colegul. Și având în vedere că ați avut un dialect mai agresiv, a face cerere și nu vă aprob.